Arheologii israelieni au anunțat o descoperire importantă în orașul antic al lui David. Drumul datează de pe vremea lui Isus, când el umbla pe acele străzi. Chris Mitchell ne va prezenta un drum antic, străbătut de pelerinii evrei pentru a ajunge în centrul Ierusalimului. La vreo 6 metri sub suprafața pământului, arheologii israelieni au descoperit un drum vechi de 2000 de ani în vecinătatea orașului lui David. Drumul duce de la scăldătoarea Siloam în subteran până la Muntele Templului. Acum 2000 de ani, acesta trebuie să fi fost drumul pe care a mers Isus la templu. Acesta e locul pe unde a umblat Isus. Moran Hagbi este un arheolog la Autoritatea Israeliană pentru Antichități. Știm că acest drum a fost pavat în timpul lui Pilat din Pont. El este cunoscut pentru că a ordonat răstignirea lui Isus. Această descoperire deschide o nouă eră în domeniul cercetărilor în Ierusalim. În acea vreme, romanii au înăbușit o rebeliune a evreilor și au distrus Ierusalimul în anul 70 după Hristos. Un exemplu este această frunză de palmier care a ars și s-a conservat în mod remarcabil. Aceasta este o distrugere autentică. Frunza de palmier a fost găsită arsă în focul aprins de romani. S-ar putea ca acest palmier să fi văzut ultimele momente ale Ierusalimului. Repet, este de o importanță simbolică, pentru că palmierul era simbolul Iudeii în acea vreme. Ei au descoperit arme de război din luptele Ierusalimului pentru supraviețuire. Acestea sunt dovezile bătăliei. Aceste proiectile au fost lansate în oraș de catapulte, poate chiar în oraș. Aceste săgeți au fost lansate de romani și de rebelii evrei. Vorbim despre bătălii și războaie. Și aici se văd armele care vorbesc despre aceste întâmplări. Unii au scăpat prin canalul de scurgere. Pentru Hagbi, acest proiect spune o poveste convingătoare. Luptele au avut loc aici, pe străzi și în canalul de scurgere, care se află chiar sub noi. Oamenii au scăpat prin aceste canale de scurgere. Câteodată îmi imaginez cum fugeau oamenii pe stradă de romani sau să lupte cu romanii, în fundal fiind un incendiu. Peste câțiva ani, când digul se va muta spre Muntele Templului, oamenii vor putea merge pe scările pe care a mers Isus cu 2000 de ani în urmă. Chris Mitchell, CBN News, the City of David, Jerusalem.